fost realizat un studiu în care românii au fost întrebați dacă ar trebui să fie sancționate firmele care poluează, iar 9 din 10 români cred că firmele poluatoare ar trebui sancționate și că oamenii trebuie să fie mai responsabili. Poluarea atmosferică are consecințe grave asupra sănătății cetățenilor europeni. În fiecare an au loc în jur de 400.000 de decese premature din cauza concentrațiilor excesive ale poluanților atmosferici, cum ar fi particulele de praf, dioxidul de azot și ozonul. Totodată a fost realizat un studiu în care erau întrebați românii ce ar trebui să se întâmple cu firmele care poluează, dacă ar trebui să fie sancționate sau nu, dumneavoastră. Da, de acord. Firmele care poluează trebuie sancționate, trebuie să ia măsuri. Măsuri că nu numai pentru populația din exterior, dar și pentru personalul care lucrează în firma respectivă. Că și ăla este supus acțiunii toxinelor sau cu ceea ce lucrează ei acolo. Deci trebuie luate măsuri. Deci, legea trebuie respectată. 92% dintre persoanele intervievate sunt de părere că sancționarea firmelor poluatoare și obligarea primăriilor la implementarea de măsuri de protecție a mediului ar putea reduce poluarea pe termen lung, iar 87% consideră că la acest demers ar trebui să participe și oamenii, arată rezultatele unui sondaj realizat de Garda Națională de Mediu. Da, firmele care poluează și normal că trebuie să fie sancționate, că datorită culorii sunt și toate schimbările astea de temperatură. Dar însă sunt și mașini puse în circulație care poluează mai tare ca... Sunt unii care au din ăștia diesel mașini, poluează foarte tare și nimeni nu-i întreabă. Sunt unii de lasă urmă pe stradă, practic. Sigur că da. Pe la noi pe aici, din jur, nu mai este. Erau și la noi foarte multe întreprinderi în Severin care poluau mult fum. Una, fabrica de cauciuc, cum era cetul, cum era astea. Păi se vedea un fum de la 4 de metri. Nu mai sunt. La noi este bine momentan. Dar în alte părți, ce acolo... Venirete Dumnezeu zice că stai în capitala țării, dar acolo stai într-un focar, doamne, acolo, am spus că e exact ca și spital. Te duci om sănătos și ei cine știe ce bol de acolo. Rezultatele sondajului relevă totodată că emisiile generate de către marii poluatori sunt considerate de 86,8% dintre români, ca fiind una dintre principalele probleme de mediu, urmată de arderile de deșeuri.